Academia de Științe a Moldovei este o instituție de interes național care întrunește elita oamenilor de știință și de cultură din Republica Moldova. Primul acord internațional pe care l-a semnat Academia de Știință a Moldovei a fost acordul cu Academia Română în 1990. Vreau să menționez că relațiile dintre Academia din Chișinău și Academia din București, pe tot parcursul acestor ani, a fost foarte bună. Peste 1000 de cercetători din Moldova și tot cam atâția din România au efectuat sau realizat cercetări comune, atât în instituțiile Moldovei, cât și instituțiile și universitățile deci din România. Noi suntem primii din spațiul ex-sovietic care am aderat la programul comunitar PC7 și al doilea, următorul program care astăzi deci derulează este Orizont 2020. Sigur că ne-a fost foarte complicat pentru ca să ne asociem în spațiul european de cercetare neavând experiență. Și atunci când ne-am adresat în Bruxelles ca să ne propuie experți pentru a obține aceste aptitudini de a scrie proiecte, de a participa la reuniunile europene în domeniul științei, Bruxelles ne-a spus foarte simplu că alături de Chișinău este un oraș, Iași. În acest oraș activează un profesor, un academician, îi spune Bogdan Simionescu, care este cel mai bun, deci este în topul cercetătorilor din România care câștigă proiecte europene. Anume, academicianul și profesorul Bogdan Simionescu a investit milioane de euro din fondurile europene pentru a schimba infrastructura Institutului Petru Pone din Iași. Și noi, sigur, că am plecat la Iași, unde am fost practic instruiți destul de pozitiv. Apoi Bogdan Simionescu în o dată a venit la Chișinău și deci grație acestei cooperări noi astăzi suntem în topul, deci parteneriatul este în ceea ce privește participarea noastră la proiectele europene. Noi suntem în top și în domeniul integrării în spațiul european de cercetare. Și trebuie să aducem mulțumiri pentru aceasta academicianului Bogdan Simionescu. Bogdan Simionescu este un mare chimist, un mare specialist în domeniul chimiei macromoleculare. Bogdan Simionescu vine dintr-o familie de academicieni. Atât tatăl său, Cristofor Simionescu, cât și Bogdan Simionescu sunt membri de onoare a Academiei de Științe din Moldova. Noi ne bucurăm că domnul academician, ajungând la această vârstă încă utilă pentru a folosi experiența în domeniul administrării științei, în domeniul administrării Academiei de Științe, în domeniul relațiilor dintre Comunitatea Științifică Română și Comunitatea Științifică din Moldova, dumnealui are aceste capacități, are aceste aptitudini și, practic, considerăm că este o istorie de succes atât a României, cât și a relațiilor României cu Republica Moldova. La mulți ani, dragă profesoare, dragă academician, succese în cercetare, multă sănătate pentru ca să utilizați mai departe experiența pentru dezvoltarea relațiilor dintre România și Republica Moldova. Stimate domnule academician, domnul vicepreședinte al Academiei Române, cu ocazia frumoasei nevastre zile de naștere, care, iată, o sărbătorim într-un cadru primăveratic, foarte și foarte frumos, așa foarte plin de lumină, de aer curat. Vă dorim și vă doresc și eu personal, bineînțeles,
multă sănătate, inspirație, putere de muncă pentru a continua acele fructuoase contacte pe care le-a stabilit cu Academia noastră de la Chișinău pentru promovarea valorilor noastre, așa cum ați făcut în cazul simpozionului centenar Ion Gheorghe Zbiera la Cernăuți, cum ați făcut și la Iași în cadrul congresului Universității Apollonia, cum faceți prin toate acțiunile dumneavoastră, multă sănătate. Vă trimitem cele mai călduroase gânduri colegiale și confraterne. La mulți ani! Domnul academician Bogdan Simeonescu este un cercetător remarcabil, un manager de excelență și, aș spune eu, un lider născut în cercetare științifică, fiind mulți ani director al Institutului de Chimie Macromoleculară Petru Pone din Iași, a reușit să ridice această instituție la înălțimi impresionante, a câștigat multe granturi europene, a promovat crearea unui centru de studii avansate în domeniul nanobio și este, de fapt, pentru noi, basarabenii, un exemplu foarte bun în ceea ce privește implementarea excelenței științifice acasă. Se are în vedere excelența științifică europeană implementată acasă. Este, de fapt, o locomotivă în cercetarea științifică și în multiplele posturi pe care le-au ocupat și actualmente le ocupă, am în vedere în primul rând vicepreședinte al Academiei Române, este director al Centrelor de Excelență, director al Platformei de Formare și Cercetare Interdisciplinară, ne ajută foarte mult în integrarea noastră în spațiul european de cercetare. Vreau să menționez că multe zeci de cercetători, inclusiv tineri cercetători, au trecut prin stagii de cercetare la Institutul Petru Pone. Mai mult chiar au fost organizate mese rotunde în care cercetătorii noștri au învățat arta de a pregăti o propunere de proiect european și vreau să menționez că au fost și multe proiecte pe care noi le-am realizat cu eforturi comune. Astăzi, în această zi frumoasă, o zi în care sărbătorim aniversarea academicianului Bogdan Simeonescu, vreau să îi mulțumesc pentru că împărtășește cu noi experiența de o viață și împărtășește această experiență cu mare generozitate, ceea ce de fapt îl caracterizează. Stimate domnule academician Bogdan Simeonescu, vă dorim multă, multă sănătate, prosperitate, energie creatoare și noi realizări în activitatea dumneavoastră multiaspectuală, în particular în ceea ce ține promovarea excelenței științifice pe ambele maluri ale Prutului. Sunteți un adevărat generator al excelenței în cercetarea științifică. La mulți, mulți ani!